Salutare și bine te-am regăsit, gata, am început săptămâna, dacă luni mi se pare întotdeauna că e greu să turez motoarele, marți sunt deja în plină formă, sper că la fel ești și tu, mai ales că astăzi le sună bine, am un subiect care mie îmi face foarte mare plăcere. Este vorba de bucuria pe care o putem folosi și pentru a lumina alți oameni, dar și pentru a simți noi înșine că facem bine și bucuria asta face bine. Este vorba despre o campanie pe care o derulăm împreună cu invitatele care sunt aici în studio și îți voi spune îndată despre cine este vorba la Itzy Bitzy. Vorbim despre copii din satul SOS București. Așa apare aici la mine, eu n-am înțeles exact ce înseamnă această denumire, dar ne lămurim îndată. Ideea e următoarea. Am mai vorbit la Sună Bine despre faptul că de Crăciun fii mai bun e un îndemn care mie mi se pare limitativ. În același timp, mi se pare că e o ocazie bună să ne amintim cât de plăcut e să faci lucruri bune, să te implici în a face viața altor oameni mai frumoasă în jurul tău. Alături de mine se află Anca Anachiu, specialist în comunicare. Bine ai venit! Bună ziua, Ruxandra, bine v-am găsit! Corina Taraș, coordonator voluntar SOS Satele Copiilor. Bună ziua și bine v-am găsit! Și Mădălina Popescu, specialist psiholog, SOS Satele Copiilor, ca la școală, așa. Bună ziua, bine v-am găsit! Acum că am făcut prezența, ajutați-mă un pic să înțeleg ce înseamnă satul SOS din București. Cine vrea să înceapă? Anca, începi tu? Da. SOS, Satele Copiilor, și-a început activitatea în urmă cu 25 de ani, deschizând primele două sate pentru copiii care și-au pierdut sprijinul familiei biologice în București și Cisnădie. Ulterior a mai fost deschis un sat pentru copii la Hemeiuș, județul Bacău. Practic, în satul SOS București cresc copii, se bucură de copilărie, copii care poate în alte condiții nu ar fi avut șansa să meargă la școală, să aibă un acoperiș deasupra capului, să aibă o familie. Ceea ce oferim noi copiilor este o familie, dragoste, necondiționată, suport școlar, suport de viață, suport pentru a-și dezvolta aptitudinile, iar pentru ca toate aceste lucruri să poată fi puse în aplicare, avem nevoie de sprijinul tuturor oamenilor de bine și, ca și până acum, datorită lor, toate aceste lucruri se pot întâmpla. Perfect! Să înțeleg atunci că este un loc unde voi fizic adunați acești copii și îi sprijiniți? În un sat este alcătuit din căsuțe familiale în care cresc familiile sociale, adică de la 4 la 6 copii care sunt îngrijiți de o mamă SOS, o mamă socială. În satul București sunt 50 de copii în acest moment. Este impropriu spus sat, este de fapt această comunitate care este în cadrul orașului. Copiii sunt bine integrați în oraș, ei merg la școlile din cartier, la medicul de familie din cartier, au acces la cluburi. Deci, practic șansa lor de a crește ca acasă. Da, este o căsuță pentru acești copii. Copiii vin din centrele de plasament sau din centrele de urgență și prin colaborările cu care noi le avem cu instituțiile statului, reușim să-i aducem și să le oferim o alternativă mult mai bună. Mădălina, mă duc spre tine și te întreb... Cam cum arată sufletul unui copil care ajunge la SOS Satele Copiilor? O întrebare grea, spune. Copiii sunt diferiți. Copiii sunt diferiți și speciali în felul lor și, bineînțeles, că au un istoric de viață mai greu. Așa. Povestește-mi câteva exemple ca să înțelegem despre ce copii e vorba, ce duc în spate. Mm-hmm. Sunt copii care au fost abandonați de părinților din vari motive, fie au fost abandonați în spital, au fost lăsați acolo. Uite, nu pot să mă abțin să nu te întreb care sunt aceste vari motive. Cred că pentru părinți e greu să imagineze că ar exista pe lume un motiv temeinic să îți abandonezi copilul. Da, desigur. Ce li se întâmplă acelor părinți?
probabil că trec prin niște situații de viață foarte, foarte grele pe care noi nu ni le putem imagina. Adică sărăcie, boală. Da, desigur. Un nivel scăzut de educație, sărăcie, lipsa sprijinului partenerului sau a familiei, o situație locativă foarte proastă, plus că uneori nu este alegerea lor. Ei își doresc să-și țină copii, doar că din cauza dificultăților pe care le au și a condițiilor precare nu mai au dreptul acesta. Am înțeles. Cum vine un copil? Cum se simte un copil? Nu abandonat de familie, la care familia trebuie să renunțe. Bine, ei în propriu spus trebuie să renunțe. Copiii sunt vizitați de părinți și părinții sunt încurajați să păstreze legătura cu copiii. Uh-huh. Da, deci și noi, SOS-ul are datoria, sarcina și dorința ca copiii să se reîntoarcă în familiile lor. Înțeleg perfect, dar în același timp știu cum se simte fiul meu dacă eu lipsesc 2 ore mai mult decât știe el că lipsesc și are 12 ani. Da. Și acasă și știe că mă întorc. Cum e pentru un copil care nu are de așteptat 2 ore să se întoarcă mama? Ei de multe ori nu-și pierd niciodată speranța și cred că se vor întoarce și desigur că e posibil să se întoarcă în familiile din care provin și trăiesc cu speranța asta. Cum îi preiei? Ce discuții ai cu ei? Cum sunt? Sunt speriați? Sunt triști? Așa mă așteptam și eu când am început să lucrez la SOS. Mă gândeam, Doamne, peste ce copii o să dau și să fiu atentă să abordez anumite tematici, să nu-i rănesc, să nu fie prea sensibil sau... Uh-huh. Dar nu, am văzut niște copii extraordinar de veseli, de prietenoși, jucăuși, inteligenți, frumoși. Da, deci nu-i poți diferenția, cred că asta este și lucru pe care îl face cel mai bine este SOS-ul, este faptul că nu poți să faci diferența. Dacă vezi un copil de la noi pe stradă și un copil dintr-o familie normală, nu poți să spui, acesta e de la SOS, acesta este dintr-o familie normală sau dintr-o familie, sau și-a pierdut familia. Vreau să vă mai întreb ceva, acum alegeți voi cine răspunde. Mădălina, de asta zic, nu pasez toată răspunderea pe umerii tăi. Care credeți că e diferența între un copil care ajunge la SOS și unul care nu ajunge la SOS, dar este totuși abandonat de familie? Cine are curaj? Cred că aș putea eu să ofer un răspuns. Te rog, Corina. Cred că diferența dintre un copil care ajunge la SOS și alți copii ar fi aceea că un copil de la SOS are șansa, apropo de motoul nostru la aniversarea de 25 de ani, mulțumesc, pot să copilăresc. Cred că în cadrul organizației SOS Adele Copiilor, copiii au această șansă de a se bucura, de a se bucura specific vârstei lor, ceea ce este foarte important. Ce se întâmplă altfel la voi față de un centru de plasament? Păi, pe lângă faptul că există o echipă numeroasă de specialiști de care fiecare copil beneficiază, există și o rețea foarte mare de voluntari. Există un cadru suportiv pentru copii foarte bine dezvoltat. Practic, fiecare copil beneficiază de toată atenția cuvenită pentru ca el să se dezvolte. Avem, de altfel, numeroși donatori, sponsori, parteneri cu care organizăm diferite activități specifice nevoilor copiilor. Adică pictură, dans, exact. Joacă, avem diferite sporturi. Cluburi, diferite cluburi tematice. Avem balet, avem cinematografie, avem dansuri, avem sport, diferite tipuri de sport. Practic, noi speculăm fiecare aptitudine pe care copilul ar putea să o aibă, încercăm să o dezvoltăm astfel încât ei să poată să și o însușească și să o dezvolte în viața personală, astfel încât în momentul în care ei sunt, vor fi individuali, vor fi niște oameni pe picioarele lor, să aibă toate resursele necesare pentru a supraviețui. Super fain. Bun, facem așa, luăm o piesă și apoi ne întoarcem să continuăm discuția. Corina, eu vreau să-mi povestești mai mult despre voluntariat și Mădălina, ne întoarcem și la partea de psihologie, care mie mi se pare fascinantă. Mădălina Popescu este specialist psiholog la SOS Satele Copiilor și da, doresc să mă întorc asupra stării acestor copii. Mie mi se pare, așa cum asigur, eu sunt doar o mamă.
Dar mi se pare că un copil care rămâne fără familia lui trebuie că e tare, tare speriat la început. Care e traseul unui copil până ajunge la SOS Satele Copiilor? Și de ce unii copii ajung și alții nu? Cum se face selecția? SOS Satele Copiilor colaborează cu direcția DGSPC-urile, sectoarele 1, 2 și 3, cu aceștia colaborăm noi și atunci copiii sunt preluați mai întâi de Direcția de Protecție a Copiilor, despre asta este vorba. Și unde îi duc? În centrele de plasament ale direcției, ale statului. Și ei stau acolo o perioadă până ne sunt referiți nouă. Sunt copii care ajung să fie referiți la noi și copii care ajung să nu fie referiți din vari motive. Există niște criterii de selecție? Da. Care sunt? Depinde și de, și de spațiul pe care l-au ei, de spațiul pe care l-avem noi. Am înțeles, noi. Da, cum mai trebuie multe să vă gestionați. Da. Da, pe partea. Mm-hmm. Ok, și când iei prima dată legătura cu un copilaș, hai să zicem de 6-7 ani, cum e? Ce îl întrebi? Despre interesele lui. Discuția e destul de normală. În munca mea ca terapeut nu pun degetul pe acele butoane, știi? Mai întâi se creează o relație și abia ușor, ușor el ajunge să se deschidă și când se va simți el pregătit va vorbi despre îngrijorările lui, fricile, supărările și traumele prin care a trecut. Cam care sunt în general îngrijorările, supărările, fricile? Bineînțeles că lipsa părinților. Ei sunt... se întreabă de ce au ajuns în situația asta. Unii dintre ei se gândesc oare dacă părinții lor sunt bine, pentru că ei știu că sunt bine la noi. Dar Și sunt îngrijorați pentru părinți. Da, poate părinții știu că sunt pe străzi sau nu știu unde sunt sau sunt în închisoare sau diferite alte lucruri, da. Deci e preocuparea asta lor și pentru părinți, cât și pentru ei sau pentru frații lor. Dacă nu sunt întotdeauna împreună cu frații. Da, SOS Satele Copiilor încearcă foarte mult să aducă frații împreună și de aceea avem foarte multe fratrii în sat, ceea ce este minunat, dar asta nu se poate întâmpla tot timpul, din păcate, da. Mădălina, tu, ok, cumva m-ai introdus în mintea acestor copii, dar puțin. Am senzația că parcă ți-e groază așa să vorbești. Mi se pare? E posibil să am și eu emoții și să fie lucrul ăsta care să contez. Ok, Corina, tu ești coordonator al voluntarilor și tu ai contact cu copiii, lucrezi cu copiii. Da, sunt și pedagog. Ești pedagog, ok. Pentru tine cum e prima întâlnire cu un copil nou? Plină de emoții, de ambele părți, bineînțeles, și copiii au emoții atunci când interacționează cu oameni noi, dar și noi adulții, coborând de foarte multe ori la mintea copiilor, orice întâlnire cu copiii, bineînțeles că vine cu un pachet de emoții, de stres, de pregătire în prealabil, o foarte meticuloasă pregătire, satisfacțiile sunt mari. Frustrările și ele sunt mari, dar și satisfacțiile sunt foarte mari. Cam ce îți creează frustrare, ce îți creează bucurie? Frustrare îmi creează sentimentul de neputință atunci când, nu știu, stau față în față cu dificultățile copiilor pe care nu le pot rezolva, pentru că nu toate sunt rezolvabile sau nu în imediat. Iar satisfacție simt în fiecare zi, cu fiecare zâmbet, cu fiecare vorbă frumoasă din partea lor, cu fiecare progres cât de mic. Anca, mă întorc la tine, specialist în comunicare, așa că am să profit de harul tău și de talentul tău să te întreb cum am putea să ne facem și noi un cadou de Crăciun, bucurând acești copii și hrănindu-ne din bucuria lor. Sărbătorile sunt într-adevăr un bun prilej de a ne descoperi acea parte bună, poate cea mai bună din noi, odată cu generozitatea pe care o răsfrângem asupra celor din jur, dăruind și primind în același timp. Pentru acești copii, dacă ascultătorii noștri doresc să se implice, cel mai simplu mod de a o face este de a dona printr-un SMS cu textul MAMA la 8844. Și astfel vor putea dona 2 euro pe lună, care vor ajunge
la acești copii pentru a-i putea îngriji. Adică odată ce trimiți acel SMS, devine o donație lunară. O donație recurentă lunară, care poate fi întreruptă în orice moment. Sunt continuată. Da. Mama la 8844 și atât. Poate pare, știu, o sumă mică. Cât de mult ajută un SMS din ăsta? Orice gest mic contează atât timp cât el este multiplicat de N ori. Cu cât mai mulți oameni vor putea face aceste gesturi mici de donație, ele vor avea o însemnătate foarte mare. Contează, chiar și un 2 euro contează foarte mult pentru copii. Contează mai ales dacă ne strângem mai mulți. Mai pe mine m-ați emoționat, ce să zic, și cred că e, uite, un cadou pe care și eu mi l-aș face de Crăciun. Să știu că am trimis un SMS și că niște bani se duc spre copiii ăștia care au mare, mare nevoie de ei. Sună bine nu doar datorită Norei Jones, ci și datorită invitatelor mele de astăzi de la SOS Satele Copiilor. Corina, Mădălina și Anca sunt alături de mine. Propuneam așa, să mergem pe voluntariat, pe ideea asta, Corina. Tu ești coordonatorul voluntarilor, ești șefa voluntarilor. Dacă se poate spune așa, da. Da, șefa la voluntari. Așa. Corina, draga mea, cine poate să devină voluntar? Oricine poate să devină voluntar, indiferent de vârstă, acceptăm și minori, acceptăm și pensionari, acceptăm și oameni în toată puterea muncii, ca să spun așa. Avem și o rețea destul de generoasă de voluntari, care este foarte importantă pentru noi. Adică, ok, acoperim pe partea de personal foarte multe dintre nevoile copiilor, dar bineînțeles că mai există și nevoi specifice. Nu știu, ajutor la teme, de exemplu, sau, nu știu, aprofundarea anumitor materii, sau pur și simplu socializare. Voluntarii ne ajută foarte mult în acest sens. Bineînțeles că voluntariatul are fie o valoare economică, exact cum ne zicea și Anca un pic mai devreme, prin donații, dar există și o valoare care se calculează în timp, în energie, în bună dispoziție, iar asta poate să facă absolut oricine. Mă gândeam așa la ce ai spus tu, la pensionari care se plâng de singurătate și sunt cumva izolați, iar asta mie mi se pare o formulă atât de câștigătoare. Exact. Să se implice, de exemplu, uite, într-o relație cu copiii ăștia care au mare, mare nevoie de familie. Mm-hmm. Cumva, ideea de voluntariat cred că e un pic prost înțeleasă. Adică e de multe ori gândită într-o anumită direcție. Mm. Ok, voluntarul ajută copiii sau beneficiarii. Nu e numai așa, e o situație win-win, adică voluntarul câștigă foarte mult din urma actelor de voluntariat. Adică dacă faci voluntariat responsabil, știi unde să-l faci astfel încât să nu-ți risipești energia prin diferite colaborări, îl faci într-un cadru destul de reglementat. Slavă cerului, avem o lege care reglementează voluntariatul, asta înseamnă că este o practică recunoscută, apreciată și sperăm noi din ce în ce mai răspândită. Bineînțeles că poți să câștigi foarte mult ca voluntar și poți să-i ajungi pe ceilalți să câștige. Mm. De exemplu, anul trecut am avut, după un calcul foarte sumar, cu aproape 4800 de ore de voluntariat. Wow! Ceea ce este impresionant. Așa, apropo de voluntariat, pentru copii, uite, mă gândesc la vârsta Lufimiu că sunt familiarizată cu problemele și discuțiile lor, voluntariatul este deja un topic de discuție. Mm-hmm, da. Când eram noi copii, nu prea știai de asta, în schimb știai foarte clar că dacă ai o vecină care nu poate să umble și e mai bătrânică și are nevoie de ajutor, te duci și îi cumperi pâine. Știi, exista ideea de voluntariat în comunități, cel puțin în orașul care unde am copilărit eu, era clar că trebuie făcute și le făceam cu drag. Da. În schimb, văd că interesul pentru voluntariat contează deja de pentru generațiile astea mai tinere, de la vârste fragede. Îi ajută cumva la CV mai încolo? Da, sigur. Că ei sigur, asta sigur. Zic. Păi, cred că percepția despre voluntariat, adică voluntariatul a devenit o practică destul de des întâlnită, deși mai avem de câștigat la capitolul ăsta, și datorită, în principal, datorită proceselor de educație. Adică cred că ideea despre parenting și despre ce ar trebui să arate educația copilului s-a schimbat foarte mult. Și atunci există o foarte mare atenție în această direcție, de participativitate, de empatie, de înțelegere. Exact, generozitate.
care exista sau nu, sau într-o comunitate foarte restrânsă, cândva. Acum oamenii se orientează, nu știu, să aibă un scop social și este foarte important. Mădălina, te întreb așa, după părerea ta, cam de pe la ce vârstă poate un copil să fie implicat în acțiuni de voluntariat? Cred că legea prevede 14 ani. 14 ani, da. A, deci cu acord parental. Mai are 2 ani de așteptat. Mă gândeam, dar personal, pur și simplu, cum ar fi să-l iau pe fiu și odată la nu știu cât timp să venim să facem ceva. Poate Tudor, de exemplu, să ajute pe cineva la matematică, pe un copil mai mic, pe care îl poate ghida, eu aș putea ghida pe cineva la limba română. Vezi că imediat începe cumva creierul să funcționeze, să te gândești cum poți tu ajuta. Ce trebuie să știe un om? Ce trebuie să facă? Ai zis că poate și să tundă iarba dacă n-are chef exact, să stea la teme. Păi își poate alege orice tip de activitate. Adică dintre poate care? Să șteargă geamuri, să tundă iarba, sau poate să, nu știu, țină un club de balet, de cinematografie. Ține foarte mult de skill-uri și de cât vrea să dea omul respectiv. Adică au fost voluntari care aveau aptitudini, nu știu, cântau foarte bine, de exemplu, dar au vrut să tundă iarba. Pentru că asta îi relaxa și pe ei. Și înțeleg. Cumva au văzut o situație de câștig reciproc. Și atunci i-am implicat așa cum își doresc. Nu trecem peste cuvântul voluntarului. Voluntariatul înseamnă a vrea, da? E un sprijin benevol și atunci... ne intersectăm la jumătatea drumului. Voluntarul vine cu sugestiile lui, noi venim cu nevoile noastre sau cu dorințele noastre și găsim o situație în care să împăcăm ambele tabere. Corina, când îți spuneam că l-aș lua pe Tudor și că am venit din când în când, ce înseamnă acest din când în când? Cât timp trebuie să ai la dispoziție ca să poți deveni voluntar? Oricât timp. Deci pot exista, nu știu, activități unice, da? Există o zi când puteți veni și să faceți un act de voluntariat, dar numai în acea zi vă puteți prezenta, puteți avea o activitate punctuală cu copiii sau puteți avea, nu știu, activitate din asta de mentenanță, faceți curățenie sau, eu știu, strângeți gunoaie. E o singură activitate. Sau pot exista activități recurente și atunci programul este unul flexibil. În funcție de programul voluntarului, bineînțeles, în funcție de programul copiilor. Dar ce înseamnă asta? Mă gândesc că poate un părinte care ar vrea să se implice, se gândește că oricum timpul e tare, tare greu de gestionat și că n-ar avea timp mai mult de, nu știu, 2 ore la 2 săptămâni. Se face de râs sau sunt de folos? Nu se face de râs în niciun caz. Deci când vorbim despre ajutor, nu există această facere de râs. Da, bineînțeles că pot veni. Pot veni chiar și 2 ore odată la 2 săptămâni. Excelent. Ok. Deținut minte. Bun. Și dacă dar eu vreau... cred că părinții ar trebui să știe cel mai bine că există timp pentru absolut orice. Chiar și pentru actele de voluntariat. Corina. Da, sunt de acord cu tine până la un punct. Cred că trebuie să ne facem timp și cred că putem să renunțăm la unele pentru altele care sunt mai valoroase, dar timp pentru toate chiar nu cred că sau le putem îmbina. Educația se face foarte bine prin activități de voluntariat. Nu, corect. Corect. Și așa din perspectiva omului care se duce acasă și gătește, își duce copilul la basket, face aprovizionare, mai scrie ceva, îți spun că, de exemplu, eu aș renunța la câteva ore pierdute pe Facebook ca să câștig ceva ajutând pe cineva. Minunat. Și puteți și găti, să știți, la noi, cu copii. Pot să gătesc. Cu copii și mai bine, și mai frumos. Haide să ducem iarăși discuția spre beneficiile pe care ți le aduce voluntariatul. Mădălina, trezește-te! Ești aici? Sigur. Ce câștigă un om care alege să își doneze timpul, aptitudinile, energia, dragul? Mi-a plăcut foarte mult când ai spus că vezi o situație win-win dacă o persoană în vârstă ar face voluntariat. Noi chiar avem un voluntar de 20 de ani și este în SOS de 20 de ani ca voluntar și în prezent are 80 de ani. Mulți înainte. Deci, da, persoanele în vârstă pot face voluntariat și mai ales studiile au arătat că persoanele în vârstă care fac voluntariat sunt mai sănătoase, trăiesc mai mult și asta datorită faptului că ele sunt mai puțin singure și au un scop în plus în viață. E un rol pe care ajung să și-l împlinească când alte roluri poate s-au stins, poate rolul profesional, poate nu mai au copii acasă și atunci își manifestă un rol social care este foarte important pentru noi toți. De asemenea... Adică se simt iubiți și nu se mai simt singuri și se simt utili, nu? Da, uh-huh. Da, sigur. Da. Și asta este valabil pentru fiecare dintre noi. Studiile au arătat că voluntariatul scade riscul de depresie, reduce stresul,
stimulează activitatea mentală și de ce face toate lucrurile astea? Pentru că suntem ființe relaționale și suntem obișnuiți să relaționăm și atunci normal că depresia, singurătatea, tristețea apare atunci când suferim niște pierderi pe plan relațional. Poate un divorț, poate ne mutăm dintr-un oraș, poate ne pierdem un job și atunci putem a fi în relație important. Și dacă chiar n-ai cu cine să fii în relație, că ești într-un oraș nou, poți să faci voluntariat. Mm-hmm. Și să-ți faci și prieteni. Să-ți faci prieteni, mm-hmm, că poate câștigi și pe rol profesional. Da, deci sunt multe bine. Da, te ascult, Corina. Există și câștiguri profesionale, adică conform legii, experiența voluntariatului atunci când vine, nu știu, se pliază pe formarea persoanei respective, este calculată ca experiență în câmpul muncii. A, deci despre asta vorbește puștimea. Exact. Good, ok, am înțeles, pot să mă duc și să fiu mult mai relaxată în discuțiile cu fiul care mă tot întreba unde ar putea să intre voluntar. Și l-am întrebat de ce și a zis de aia că e șmecher când te faci mai mare să spui că ai făcut voluntariat. Nu știu dacă percepe până la capăt beneficiile, dar cred că a înțeles ideea și e bine că pornim de undeva. Anca, după părerea ta, cu ce pleacă oamenii acasă? De la voi? Voluntarii. Satisfacția ți-o, prima satisfacție pe care o ai este în legătură cu copiii, faptul că ai stat lângă ei, ai interacționat cu ei, îți dă o energie chiar și atunci când poate ești epuizat sau ai trecut prin anumite momente în săptămâna aceea sau în acea perioadă de timp, faptul că interacționezi cu copii te umple de energie. Chiar și noi, angajații, dincolo de probleme profesionale pe care le avem, ne umplem de energie în momentul în care mergem în sat, interacționăm cu copii, avem activități, uităm de toate grijile și plecăm senini. Suntem mai senini. Vreau să mai facem o adăugire. Tu vorbești așa relaxat când intrăm în sat, când plecăm din sat, iar noi ne dorim să antamăm cât mai mulți voluntari care să vină spre voi să dea o mână de ajutor. Ce înseamnă sat? Nu înseamnă că vei face naveta din București dacă decizi să devii voluntar pentru SOS Satele Copiilor. Sat este înseamnă un sat la modul figurativ. Sat este în oraș. Denumit ca sat, dar da, este un spațiu în orașul București în care desfășurăm activitatea. Adică în care e un sat în care ajungi cu metrou, cu autobuzul, cu cepul, cu mașina, cu bicicleta. Cu orice mijloc de transport în comun, foarte facil. În zona Floreasca, ai zis. În zona Floreasca, da. Perfect. Bun. Ajunge foarte ușor. Așa, continuă-ți ideea, dar mi se părea important să punctăm asta. Așa. Apoi este sentimentul de bine pe care îl ai atunci când ajuți. Te simți împlinit, simți că ți-ai rezolvat și această menire a ta de a fi o persoană care își aduce contribuția la binele societății. Fai, și cât e de important. Este sentimentul ăsta de împlinire, ți-l dă profesând, lucrând în sprijinul celor din jurul tău sau dând o funcție activității tale. Știi, spunea o invitată dragă mie, care a mai venit pe aici pe la Sună Bine, că ea nu crede în oboseală, ci crede în zile în care n-ai făcut nimic cu sens. Nimic care să te împlinească sufletește. Și într-adevăr mi se pare și mie așa. De multe ori, dacă, mă rog, ni s-a întâmplat de-a lungul timpului, mai puțin în perioada cât am fost, cât suntem la SOS, dacă ai o zi așa de inactivitate, chiar te simți mai obosit decât dacă ai fi muncit intens. Mm-hmm. Cred că avea dreptate. Am să te mai întreb ceva. Citeam aici, uite, este o declarație pe care a dat-o Ștefan Urzicianu, Marketing and Fund Development Director, SOS Satele Copiilor România, colegul vostru, zice așa: uneori generozitatea constă în gesturi mici, care împreună pot schimba povestea. Ce înseamnă gesturi mici? Și vă rog să răspundeți toate trei. Așa. Bun, eu aș răspunde printr-un exercițiu de imaginație. Să ne gândim că suntem voluntari și că intrăm pe poarta satului, da? Spațiului nostru, mă rog, care este în oraș, da? Intrăm pe partea satului, vedem un spațiu foarte mare, verde, deja ziua noastră e mai bună, nu? Apoi să zicem că intrăm și pe poarta și pe ușa casei, da? Și dăm de niște copii care largă înspre noi, ne iau în brațe, da?
ne trag de mâini în toate părțile și ne arată temele lor, cum și-au făcut patul, cum arată dulapul, nu știu, cum e la baie, cum e în sufragerie și tot așa. Și noi le dăm atenția noastră. De fapt, cred că asta înseamnă voluntariat, cred că asta înseamnă satisfacție, cred că asta înseamnă să faci ceva util, să oferi din atenția ta celor din jur și mai ales când ei sunt niște copii care au nevoie de așa ceva, deci dorința lor, nevoia lor de afecțiune este foarte, foarte mare. Orice om care se implică în viața lor, practic, pune o mică cărămidă acolo la construcția stărilor de bine. Și atunci, practic, gest mic înseamnă pur și simplu să mergi acolo și să dai un pic din tine. Mm-hmm, da. Exact. Frumos. Da, te ascultam. Aș mai putea adăuga încă un mic lucru, faptul că toți copiii au nevoie de modele și voluntarii noștri sunt niște modele pentru copii. De oriunde ar veni, cu orice experiență ar veni către copii, copiii preiau și e ca o sămânță pe care ai cultivat-o și ea se dezvoltă frumos mai departe. Exemplul propriu, practic, funcționează. Da, întotdeauna. Și când nu e cazul, asta e o provocare pentru toți părinții. Madalina, după părerea ta, ce înseamnă gestul mic? Un gest foarte mic și foarte drăguț pe care l-am văzut a avut loc chiar săptămânile trecute. 20 de voluntari au ales, dintr-o firmă, mă rog, au ales să facă voluntariat la noi și i-am ajutat să organizeze un atelier de făcut semne de cărți, ceva foarte simplu, și un copil lucra cu un voluntar, activitate 1-1. Și la finalul zilei au ieșit foarte puține semne de carte, pentru că ceea ce au făcut ei de fapt a fost să creeze relații, a fost să-și facă felicitări unul altul, și-au împletit părul, au cântat, s-au îmbrățișat, a fost mult mai mult decât ne putem imagina. Poate că îmi imaginam că ok, 20 de copii într-o sală, o să iasă un pic haos, dar nu a fost deloc așa, pentru că ei au avut atenția unei persoane, 1-1, și asta a fost suficient. E probabil cea mai mare nevoie pe care o au. Da, de a fi văzuți și de a vedea și, cum spunea Anca, rolul, un rol, voluntarii oferă un rol pozitiv pentru ei. Bun, luăm o piesă și ne întoarcem, pentru că aș fi curioasă să văd de unde începe povestea SOS Satele Copiilor. O discuție despre voluntariat și despre beneficiile acestuia avem la Sună Bine cu Ruxandra. Alături de mine sunt Anca Nachiu, Corina Atara și Mădălina Popescu de la SOS Satele Copiilor. Mă gândeam așa, Anca, spuneai că e o poveste impresionantă în spatele SOS Satele Copiilor și te-ai apucat să-mi o povestești pe pauza muzicală. Este ceva ce fac toți invitații mei, îmi povestesc lucruri foarte faine în pauză și atunci îi readuc în direct la povestea care mie îmi făcuse deja piele de găină. Așa este, SOS Satele Copiilor a luat naștere undeva în Austria în urmă cu 70 de ani, unde un medic austriac pe nume Hermann Gmeiner, în urma celui de-al doilea război mondial, s-a decis să facă ceva pentru copiii rămași orfani. Astfel, în micul orășel Imst, el a înființat primele case familiale pentru acești copii. SOS Children Villages de atunci s-a extins, în prezent sunt activități în 135 de țări, printre care și România. Este o poveste frumoasă. Hermann Gmeiner a fost nominalizat chiar și pentru Premiul Nobel pentru Pace. Este o poveste frumoasă cu o esență nobilă, cu acolo unde oamenii vor să schimbe destine și vor să facă ceva bine pentru umanitate. Cam cum stăm noi în comparație cu alte țări în care există SOS Satele Copiilor? Ca implicare, ca fonduri, până la urmă, că aveți nevoie de bani ca să întrețineți lucrurile frumoase pe care le faceți? Noi în România suntem un bun exemplu de bune practici pentru țările din regiune, atât în privința calității serviciilor pe care le oferim beneficiarilor noștri, copii, tineri adolescenți care sunt în grija noastră,
Prin instruirea personalului de specializare, în acești ani de când funcționăm, de 25 de ani, am instruit peste 500 de specialiști care să lucreze în acest domeniu de asistență socială, de tot ce înseamnă servicii sociale pentru copii dezavantajați. Nu mai știi ce te-am întrebat. Da, suntem un exemplu de bună practică. Uitasem și eu. Te întrebam așa, cum stăm în comparație cu celelalte țări și mă gândeam în special la implicarea oamenilor și la fonduri, la câți bani reușiți să strângeți ca să acoperiți nevoile pe care le au copiii. Facem activitatea de fundraising. De fapt, noi ca și organizație ne autosubvenționăm. Până nu de mult, fondurile erau asigurate integral de către Austria, veneau din străinătate, însă pe parcurs s-a dezvoltat un departament de fundraising care încearcă prin resurse proprii, pe plan local, să implice oamenii de bine, să atragă fonduri pentru susținerea acestor servicii pentru copii. Până în 2020 ne-am propus să fim autosustenabili, adică să nu mai depindem de fondurile de afară, dar pe de altă parte noi trebuie să ne intensificăm un pic acțiunile pe plan local. 90% din fondurile necesare susținerii organizației provină din donații private, din partea persoanelor fizice, din partea companiilor. Mie mi se pare așa foarte de bon ton dacă ești o companie care vrea cumva să dea înapoi societății ceva, să îți alegi o organizație ca a voastră și să o susții. Au înțeles firmele din România treaba asta? În ultimii ani se poate observa foarte o orientare a companiilor pentru a sprijini cauzele sociale. Această implicare vine fie pe partea voluntariatului, sunt foarte mulți angajați dornici să se implice în activități de voluntariat, iar compania susține aceste activități. Se pot face și sponsorizări, este o legislație care permite acest lucru, există legea 20% prin care companiile pot redirecționa 20% din impozitul pe profit către o organizație neguvernamentală. Anul acesta legea a venit și către IMM-uri și ele pot contribui cu același procent din impozitul pe venit. Da, este o tendință către bine, este o tendință care afară este, să spunem, această implicare este mult mai amplă, dar este clar că și la noi ne ridicăm încet, ne ridicăm încet. Și pornim de la companiile mari până la cele mai mici. Dorința de a face bine este mare, o cauză care merită să fie susținută este și cea a copiilor vulnerabili care și-au pierdut sprijinul părinților. Și pentru care se pot face multe lucruri bune pentru a le reda dreptul la copilărie, de a le da o șansă în viață, de a crește frumos și de a deveni niște adulți responsabili. Da, Corina, tu, cea care alegi voluntarii, coordonezi, ajut să își găsească locul și rostul. Spune-mi cu ce provocări te lupți? Cred că provocarea cea mai mare vine din partea neîncrederii oamenilor în instituțiile statului. Să îți alegi o organizație ca a voastră și să o susții. Au înțeles firmele din România treaba asta? În ultimii ani se poate observa foarte o orientare a companiilor pentru a sprijini cauzele sociale. Această implicare vine fie pe partea voluntariatului, sunt foarte mulți angajați dornici să se implice în activități de voluntariat, iar compania susține aceste activități. Se pot face și sponsorizări, este o legislație care permite acest lucru, există legea 20% prin care companiile pot redirecționa 20% din impozitul pe profit către o organizație neguvernamentală. Anul acesta legea a venit și către IMM-uri și ele pot contribui cu același procent din impozitul pe venit.
Da, este o tendință către bine, este o tendință care afară este, să spunem, această implicare este mult mai amplă, dar este clar că și la noi ne ridicăm încet, ne ridicăm încet. Și pornim de la companiile mari până la cele mai mici. Dorința de a face bine este mare, o cauză care merită să fie susținută este și cea a copiilor vulnerabili care și-au pierdut sprijinul părinților. Și pentru care se pot face multe lucruri bune pentru a le reda dreptul la copilărie, de a le da o șansă în viață, de a fi, de a crește frumos și de a deveni niște adulți responsabili. Da, Corina, tu, cea care alegi voluntarii, coordonezi, ai ajuns să își găsească locul și rostul. Spune-mi cu ce provocări te lupți? Cred că provocarea cea mai mare vine din partea neîncrederii oamenilor în instituțiile statului. Adică. Mai exact, voluntariatul este și el reglementat. Uh-huh. Există o lege a voluntariatului, există niște documente necesare pentru atestarea voluntariatului. Practic, mulți oameni intră în contact cu mine, ca un coordonator de voluntari ce sunt, dar îi pierd foarte repede în etapa depunerii documentelor. Când practic, mi-ai spus și mie ce am de făcut, dar și eu am simțit așa un ghimpe în coastă. Noi am încercat să reducem cât mai mult birocrația, este minimală. Mai exact, pentru lucrul cu copiii avem nevoie de un cazier judiciar și de o adeverință de sănătate, pentru a adeveri că nu au voluntarii boli contagioase, transmisibile. Lucruri care sunt cât se poate de importante, mai ales când lucrezi cu copii, să ai un cazier curat și să nu suferi de vreo boală pe care poți să o dai. Ei, aici ne cam încurcăm... Dar de unde se iau actele astea? Păi cazierul de la orice secție de poliție, gratuit, pe moment, doar să meargă sistemul. Și adeverința de sănătate e tipizată de la medicul de familie, exact. A, deci nu e chiar așa de greu. Oamenii reacționează foarte reticent, adică sunt oameni care îmi spun fățiș, aha, mă trimis la instituțiile statului, eu vreau să ajut. Ok, dar e foarte bine că voluntariatul este și el încadrat în niște norme. E foarte bine nu doar pentru organizație, pentru beneficiar, dar e foarte bine și pentru voluntar. Pentru că putem să atestăm voluntariatul, să recunoaștem, îi putem da voluntarului orice documente adeveritoare. E un mod de a proteja și beneficiarii și voluntarul. Da, și până la urmă, cred că toți oamenii care își doresc să ajute copii ar trebui să se gândească că sunt niște documente de care musai ai nevoie. Că până la urmă nu poți risca să lași pe oricine să interacționeze cu un copil. Exact. Da, mie mi se pare de înțeles și dacă zici tu că se ia așa ușor cazierul de la orice secție de poliție, cu doctorița de familie. Nu bag mâna în foc, să meargă sistemul și atunci totul ar trebui să... Doamne ajută! Știi cum e? Exact. La noi. Așa. Mădălina. Da. Tu ziceai că vrei să povestești ceva și cumva făceai o comparație ușor amară cu implicarea în acte de voluntariat a românilor în comparație cu alte țări, precum Olanda, Norvegia, cred că ai spus. Da, rezultatele sunt cam așa. 16% dintre români se implică în activități de voluntariat, 16%. Olandezii participă în proporție de 57%, danezii 43%, Austria 39% și Norvegia 80% din populație ia parte la activități comunitare, incluzând voluntariatul. Nu poți să cauți și tu și Bulgaria? Probabil că e pe acolo. Poate avem și noi o șansă. Păi au mai puțin ca noi sau ce? Sper! Apropo de voluntariat și de comparații, noi avem acum un parteneriat cu o școală din Austria care are în curricula școlară inclusiv ore de voluntariat, ore de caritate pe săptămână. Oh, ce fain! Există profesori pentru așa ceva. Suntem impresionați. Hai că și școala noastră e deschisă spre idei noi, de-abia aștept. Doar în școală altfel, o săptămână pe an. Ok, totuși. bun și atunci, serios, nu eram acum ușor cinică și ironică. Dar mie mi se pare foarte faină ideea asta. Ok, deci nu stăm foarte bine și așa la o analiză superficială a situației, pare că voluntariatul e mai degrabă tipic unor societăți dezvoltate, unui statut social și economic, bun, ridicat. Da, și foarte important, un orarii geografice mai dezvoltate. De exemplu, în țara noastră, Bucureștiul stă foarte bine, vestul stă destul de bine sau oricum în ascensiune. Și snădie, zici.
Nu, vorbesc ca arii geografice din țară. În general, nu te referi la centrele voastre. Nu. Okay. Deci Bucureștiul, vestul stă foarte bine, iar în rest e dramatic. Apropo de centrele noastre, într-adevăr, noi avem și lângă Sibiu, la Cisnădie, și în Hemeiuș, lângă Bacău, o prezență a voluntarilor, ea există, dar sunt foarte puțini voluntari în comparație cu București. Dar cine se implică la Cisnădie și la Hemeiuș? Sunt mai degrabă tinerii, mai degrabă oamenii mari, adulții? Da, bine, acolo există și un fenomen de populare. Mm-hmm. Destul de bine, Sibiul e cumva într-o fluctuație de populație în momentul ăsta, mulți se întorc sau mulți se mută acolo. Targetul de vârstă ar fi cam între 30 și 40 de ani. Prezența voluntarilor acolo, din grupul ăsta de vârstă, există. Și la București? La București avem elevi, avem studenți, avem adulți, avem pensionari. Grupul este foarte mixt. Ei, să se mai ia cineva de București. Știu că ardeleanii ne tot trag de urechi, eu fiind ardeleancă. Și știu că mi se spune de multe ori, cum poți să trăiești acolo? Uite, e casa mea, nu vă mai luați de ea, noi ne implicăm mai mult decât voi. N-aveți decât să ne prindeți din urmă. Așa, bun, am lămurit-o. Deci ai nevoie să te duci la poliție, să-ți iei cazierul, la medicul de familie, să-ți ia adeverința că nu suferi de boli transmisibile. Exact. Ai nevoie să te gândești că până la urmă ești un om suficient de realizat ca să poți să dai mai departe. Și prin realizat, cam ce putem înțelege? Mă gândesc că voluntariatul, având în vedere și de ținând cont de aceste statistici cu 16%, Norvegia 80%, desigur are legătură cu nevoile noastre fundamentale care trebuie satisfăcute și nevoia de reactualizare care intră în voluntariat, adică de a ajuta pe ceilalți, de a avea un rol în societate, de a fi mai empatic și de ajutor. Se poate întâmpla abia după ce tu ai un acoperiș deasupra capului, nu e stresat după ce vii de la muncă prea tare, adică mai ai ceva acolo pe care simți că îl poți da și celorlalți. Dar, în același timp, și când tu dai celorlalți și tu te simți la rândul tău mai bine, crește starea de bine, scade stresul și lucrurile pe care le-am spus mai devreme. O să ne întoarcem și te mai chinui cu o întrebare. După ce luăm o piesă, aș vrea să-mi vorbești despre faptul că, da, știu că în perioada asta toți suntem mai sensibili. Dar ce se întâmplă cu sensibilitatea asta după ce Crăciunul trece? Ora 17:27, iată că suntem aici împreună la Sună Bine și mă gândesc că în timp ce tu poate ești în bucătărie, gătești ceva pentru copil sau poate ești în mașină și revii de la birou spre casă, în Bucureștiul ăsta mare și aglomerat există un loc care se numește Satul SOS. Acolo sunt copii care cumva au primit o a doua șansă să își trăiască copilăria într-o atmosferă care aduce cu ceea ce ar trebui să fie o casă, o familie. Pentru asta eu tare le mulțumesc Ancăi, Corinei și Mădălinei, reprezentantele SOS Satele Copiilor. Hai că am fost impresionantă, nu? Da. Un pic. Serios, pe bune. Știi, lucrurile astea se întâmplă fix acum, în timp ce noi ne trăim viețile astea așa cum le știm. V-aș întreba, Corina, te întreb pe tine, cum arată Crăciunul într-o casă SOS? Oh, Crăciunul în satul SOS e tare fain. De fapt, începe cu mult înainte de ziua Crăciunului, dar asta este. Păi, noi am început deja, am început chiar ieri cu o serbare la Teatrul Național. O serbare cât un spectacol, unde copiii au pregătit diferite momente de dans, de teatru, colinde, tot felul de nebunii. Ne-am delectat cu ele. Ne mai pregătim până de Crăciun să facem niște acte de caritate la rândul nostru. Încercăm să învățăm pe copii că ok, ei primesc, dar e foarte important să-și ofere. Ui, ce fac? Păi o să dansăm pentru niște măicuțe la o mănăstire și o să avem un atelier în sat alături de unii dintre sponsorii noștri. Vom face ornamente de Crăciun cu care vom orna unul dintre spitalele din București. Uai, ce frumos! Uite, excelentă idee, așa.
A, așa. Bun. Apoi trecem la pasul următor. Vom organiza o seară de colinde, unde toată lumea din personal, dintre copii, mame, absolut toată lumea va fi acolo. Vom cânta colinde, vom bea ceai, vom face o seară specifică. A, așa. Apoi, bineînțeles că în fiecare casă, mamele, hărnicuțele se vor ocupa de gătit împreună cu copiii și vor face tot felul de bunătățuri. Apoi, în ajun, întotdeauna există o tradiție, se împodobește un brad mare împreună cu toți copiii. Vă invităm la SOS în perioada aceasta, pentru că satul este foarte animat, sunt luminițe, vor fi luminițe peste tot, e așa o atmosferă foarte frumoasă. Ce drăguț! Mamele la care faci tu referire acum sunt mamele sociale, cele care îi iau în grijă pe copii. Cine sunt mamele sociale? Cine poate deveni mamă socială? Sunt persoane absolut normale. Sunt persoane care... E un fel de job? Adică da, e un pleacă job. Acasă e un job seara? Nu, are zile libere, dar atunci când este la muncă, este la muncă 24 din 24, practic ele dorm acolo, se trezesc acolo, au rolul unei mame într-o familie, îi sfătuiește pe copii, o mamă le gătește, le calcă rufele și tot așa. Și bineînțeles că specific nou este faptul că ai noștri copii sunt încurajați să participe și ei la treburile gospodărești, astfel încât ei să le deprindă cât mai bine pentru viața independentă. Specific vouă. E specific și nouă, poate vouă vă iese mai bine. Da, corect. Apropo, că spuneai de viața independentă, Anca, spre ce se duc copiii? Ce se întâmplă cu copiii când fac 18 ani și devin conform legii adulți? Îmi vine să și râd, da, majori. Cumva adulți la 18 ani, Procesul de pregătire a lor pentru viața independentă începe un pic mai repede, pentru că noi ne-am asumat acest rol nu numai de a le asigura hrană, un acoperiș deasupra capului și o educație. Noi vrem să-i pregătim pentru viață, să-și afirme personalitatea, să-și descopere pasiunile și să fie niște adulți de încredere în momentul în care își vor prelua propriul destin în mâini. Prin urmare, copiii stau în căsuțele SOS până la vârsta de 14 ani, după care ei se mută în comunitățile de tineri. Acestea constau în niște apartamente unde tot tinerii rămân în continuare sprijiniți de SOS, însă ei sunt un pic mai aproape către viața independentă. Ei sunt grupați în aceste apartamente și deja își asumă singuri responsabilitatea gătitului, a face curat, a spăla, gospodărire, autogospodărire, au un buget pe mâini. Sigur că în permanență sunt supravegheați și consiliați de către un consilier care stă în permanență cu ei. Mă rog, sunt mai mulți consilieri care fac schimbul. Merg în continuare la liceu și uite așa fac și un liceu până la vârsta de 18 ani. În acest moment ei au opțiunea să urmeze o facultate și pentru cei care intră la facultate le oferim în continuare sprijin până la vârsta la care vor termina. Vârsta maximă este de 26 de ani. Moment în care ies din SOS, sigur, dacă optează deja la 18 ani să iasă din sistem, au acest drept. Dar o face cineva? De ce ai plecat de lângă o familie care te sprijină? Sau ce îi motivează la 18 ani să iasă din sistem? Dacă nu mai vor să facă o facultate, dacă... Ei sunt dornici de a fi independenți și își manifestă această dorință, dar ei nu sunt lăsați nici atunci, nu sunt lăsați de izbeliște, noi nu îi părăsim nici atunci. Deci chiar aveți rolul unor părinți care trebuie să îndure și să sprijine. Da, nu poți să abandonezi un copil, un tânăr lipsit de apărare, în fine, cu toată experiența pe care a acumulat-o până la vârsta majoratului. Și probabil la 18 ani se cred și foarte grozavi. Așa-s copii. Da.
Da, știți cum e, că fiecare are personalitatea lui. Da, adevărat. Unii sunt mai timizi, alții mai curajoși, dar cu toții știu, adică își dezvoltă totuși aceste abilități de a fi independenți. Dar, după ce ies din sistem, noi, mă rog, din SOS, timp de 3 ani le asigurăm în continuare sprijin pe o perioadă, pe această perioadă, un sprijin care descrește gradual. Acest sprijin constă în consiliere profesională, sprijin pentru a-și găsi un loc de muncă, acoperirea parțială a unei chirii unde tânărul se va muta într-o garsonieră, de exemplu. Sau. Astfel încât, totuși, el să-și ia viața în mâini și să-și ia, practic, destinul... propriul destin în mâini. Să înceapă să-și trăiască viața, da, de om mare. Wow! Mulți, mm-hmm. mulți dintre tineri fac și o facultate, într-adevăr, mm-hmm. avem facultatea de medicină veterinară, facultatea de management. În Sibiu este un tânăr care chiar anul acesta a terminat cu 10, a luat cu 10 bacalaureatul și acum este la facultatea de inginerie. Sunt tineri care sunt ambițioși și doresc să facă ceva în viață, iar noi îi susținem. Alături de oamenii de bine care, prin sprijinul lor, ne pot ajuta să le îndeplinim visurile. Mătălina, ca psiholog, tu ce senzație ai? Care e diferența între un tânăr de 14 ani din SOS, care, iată, este la 14 ani, cumva trece printr-un ritual de maturizare? Adică se mută într-un apartament, nu mai e nimeni să-i spele rufele, să-i gătească, trebuie să-și asume cumva ceva ce poate face. În general, copiii la 14 ani, care au familii obișnuite, nu fac asta. Nu pentru că n-ar putea, ci pentru că sunt leneși. Și au variante. Care e diferența de structură mentală, de viziune asupra vieții? Oare nu le aduce de fapt un avantaj faptul că sunt cumva forțați de împrejurări să devină mai autosuficienți? Mm-hmm. Aș adăuga și faptul că nu neapărat copiii sunt mai leneși și părinții preferă să facă în locul lor sau îi dedăcesc mai mult. Îi dădăci mai mult, dar eu îți garantez că nu preferăm să facem în locul lor anumite lucruri. Să ducem șosetele în coșul de rufe murdare, nu preferăm. Sunt toate aceste mici detalii, cred că sunt pur și simplu mai răsfățați. Ok, ca să revenim. Da, te cred. Mulțumesc! Ca să revenim, da, ei sunt mai independenți, cu siguranță, decât copiii care provin dintr-o familie normală. Cu toate acestea, noi nu îi forțăm, vârsta de 14 ani nu este musai obligatorie ca ei să plece în comunitatea de tineri la 14 ani, ci ne adaptăm nevoilor lor, poate că pentru unii e ok să plece la 15 ani, poate au fost copii care au stat și mai mult. A, deci nu e un deadline din ăsta care musai îi trimite într-o lume. Nu, nu, nu. Pentru care poate nu-s pregătiți. Nu. Și okay. Ei sunt oricum pregătiți prin programul pe care îl asigură Corina de prinderi de viață independentă. Adică să fie pe picioarele lor. Asta începe din momentul în care ei încă locuiesc în sat cu mamele sociale. Adică... Corina, zine și nouă cum. Păi, da. Cumva e exact așa cum zice Mădălina. Există un plan individual pentru fiecare copil. Adică nu, ok... Avem niște proceduri interne, bineînțeles, dar nu ne poticnim în ele. Cumva ne interesează ca acelui copil să fie cât mai bine posibil. Într-adevăr, ceea ce chiar este general valabil este faptul că la 12 ani toți copiii intră într-un program pe care l-au cu mine și care vizează pregătirea lor. Pregătirea lor pentru viața matură, viața asta independentă, îi zicem noi, mm-hmm. dar este o viață deloc ușoară, iar trecerea este, trebuie neapărat să fie una destul de gradată. Cumva îi învăț, cum să învăț, de fapt, cum să vorbească, cum să se poarte, la cine să apeleze, cum să gătească, treburi, nu știu, de igienă, cum să se gospodărească. Sunt foarte multe nevoi. Bine, și ceea ce încerc eu să-i învăț nu provine din cărți. Adică totul se pliază pe nevoile lor. Practice. Există practice, mm-hmm. da. Uite, exact. De practică duce mare lipsă și în școlile din România, unde au cam dispărut cursurile astea de viață reală, adevărată. Mm-hmm. Corina, nici nu știu cum să întreb așa ca să cuprind tot ce vreau să aflu.
Cum simți tu când e un puști pregătit cumva să se desprindă? Oh, asta e cea mai grea decizie pe care o poate lua un adult. Mm-hmm. Nu știu, e o intuiție mai mult. Mm-hmm. Bineînțeles că este un proces, adică și în comunitățile de tineri există anumite vizite, există o vizită de o zi, o vizită de două zile, de o săptămână, de două săptămâni, iar apoi se face mutarea propriu-zisă. Vizitele sunt adaptate și în funcție de modul în care, nu știu, evoluează copilul. Dacă un copil este mai reticent la ideea mutării, încercăm să lucrăm mai mult pe partea aceasta. Avem aici nevoie și de psihologi foarte mult, de mama socială, toată lumea lucrează în acest sens. Și cumva ce e foarte frumos în SOS este faptul că, da, copilul este în centru și asta se vede, se simte. Interesul copilului și binele lui chiar primează. Am o curiozitate personală și poate mai mulți ascultători simt nevoia să afle răspunsul la întrebarea asta. Câți dintre copiii ăștia pe care îi puneți pe picioare și îi pregătiți pentru viață se întorc în familiile din care au plecat? Foarte mulți dintre ei. Ei se simt acasă la SOS. Pentru ei, SOS, căsuța în care au trăit, frații sociali alături de care au crescut și care poate au frați sociali mai mici, care au rămas în continuare în SOS, mama socială, mama SOS sunt pentru ei persoane de referință. Ei, după ce ies și și-au luat, au propriile lor vieți, unii dintre ei au familia lor, casa lor, se întorc, își vizitează frații mai mici, o vizitează pe mamă, de care se simt foarte atașați până la sfârșitul vieții, sau mă rog, până când nu au renunțat la această legătură de suflet și de viață. Mai mult decât atât, aceste vizite nu sunt doar niște vizite în care să ne regăsim familia, ci ei vin să ajute, ei vin să doneze, ei implică alte persoane care vin să ajute, își duc frații la... fac cumpărături pentru casă sau îi ajută să meargă la medicul de familie, de exemplu. Da, sunt mici exemple, dar... Știi de ce zâmbesc? Pentru că eu te-am întrebat cât se întorc spre familia lor. Și de fapt nu mă refeream la familia SOS, dar uite că tu nu ai gândit SOS ca fiind o organizație care îi sprijină, ci o familie. Eu mă gândeam la familia lor de sânge. Și mă gândeam așa, că voi faceți oameni mari și apoi poate că se duc și ajung cumva să fie provideri pentru oamenii care nu le-au întins o mână când a fost nevoie. Și pe mine m-a impresionat tare că atunci când am spus familie, tu te-ai referit de fapt la familia pe care și-o creează la SOS. Frumos! Da, pot să răspund și în sensul întrebării. Nu știu dacă mai contează. Ai dorit. Bine, răspundem. Dar chiar și înainte de aș mai spune încă un lucru. Cei care au frați, de exemplu, au frați în SOS și aceste legături se consolidează, iar după ce ies din SOS, ei păstrează legăturile. Unii dintre ei poate au plecat în străinătate, alții au rămas în țară. Avem exemple de astfel de cazuri. Păstrează legătura și sunt foarte atașați unii de alții. Apropo de întoarcerea la familia biologică în care ei au, există, avem cazuri de reintegrare, acestea nu sunt multe. Noi, SOS-ul, lucrează cu familiile biologice ca să își capete acele abilități de a-și putea îngriji singure copii. Este unul dintre obiectivele noastre, așa cum s-a mai spus înainte. Și sunt cazuri de reintegrare. Acestea, din păcate, sunt puține și nu pentru că noi nu ne-am dorit, din contră, eforturile din partea noastră sunt foarte mari, ci pentru că lucrurile merg încet înainte. Da, pe de altă parte. Ți-am spus să-mi găsesc impresionant că atunci când am zis familie, tu te-ai gândit la SOS, nu? Da. Cred că acest cuvânt familie ne caracterizează în perioada, mai ales în perioada Crăciunului, dar... E, pe voi vă caracterizează tot anului. Așa, bun. Aș vrea să, acum pe final, că trebuie să facem finalul. Corina, tu la un moment dat, cred că tu ai spus că sunt niște supraviețuitori. Da, fără doar și poate, sunt niște supraviețuitori. Ei se vor adapta foarte ușor în toate condițiile, pentru că, din păcate, asta i-a învățat viața. Asta i-a învățat viața și e o lecție pe care viața le-a dat-o și pe care nu o pot uita.
Nu pot uita, dar uite, cu ajutorul vostru cumva o transformă și ei în ceva frumos, așa cum mi-ai povestit că și ei învață să facă acte de voluntariat, să facă obiecte frumoase pe care să le dăruiască unui spital. Mi se pare cumva că creșteți oameni. Corect. Vă mulțumesc tare mult. Mulțumim și noi. Mulțumim. Anca, mai zi o dată numărul de SMS. Ascultătorii noștri, dacă își doresc, pot să ajute cauza copiilor care cresc la SOS, copii care sunt lipsiți de sprijinul familiei biologice, trimițând un SMS cu textul MAMA la numărul 8844. Astfel se vor dona 2 euro pe lună pentru îngrijirea acestor copii. Oricând poate fi întreruptă donația dacă nu se dorește prelungirea recurentă. Eu zic așa, oameni buni, suntem cu toții părinți, că dacă ascultați Țibiții, cel mai probabil sunteți și voi părinți. Hai să facem Crăciunul ăsta mai fain unor copii. Mulțumesc, Anca, pentru pix. Hai să punem mâna pe telefon. 8844 sunt 2 euro, o sumă care până la urmă nu ne afectează atât de tare, în schimb pe copiii ăștia chiar îi ajută. E un cadou pe care putem să ni-l punem în brad, așa în secret, să-l știm numai noi și copiii la care ajung bănuții. Corina, Mădălina, Anca, mulțumesc. Mulțumim și noi. Ne reauzim cu bine. Seară frumoasă. Seară frumoasă.